Tata a ucis un om, mama a fost cumplice, ucidat în 2010 după cardiac, iar tata înainte cu zeamă de nașt. De acolo a început relația mea intimitual, fiind ce fac acum. Eu am 27 de ani, din București, născută din Jilava. Tata a ucis un om, mama a fost cumplice. Povestea e că m-a lăsat mama la maternitate de vreo 5 ani de zile. Știu că nu e viață de bucătărie, deci mă descurc mai bine ca niciodată. După ce m-a lăsat familia, adică, mă rog, nu familia, mama, m-a luat direcția protecția copilului, Fundația Porta Bucurie, care m-a dat la o familie foarte bună. Mai părinții mei, în la anumită vârstă, aveam vreo 10 sau nu știu exact, dar știu că am avut câțiva ani și mama a decedat în 2010 după cardiac, iar tata înainte cu ziua mea de naștere, chiar când îmi împlinesc 20 de ani. Îmi pare rău. Familia adoptivă? Da, adoptivă nu natural. Uh-huh. Oricât aș vrea eu de mic copil, mi-am dorit să-mi caut mama, că orice copil, da, sau de ce te-am abandonat, chestii. Și n-ai reușit să o găsești? Înainte de a căuta pe mama, bine, într-adevăr n-am găsit decât pe bunica mea, Dumnezeu să o țină mai pe picioare, dacă poate, cât de cât. Și bunica mea, ea e singura înțelegere. Mai ai frați? Suntem 8. Wow. Pentru că din 2 surori au murit, deci suntem 8. Și mai ții legătura cu bunica ta? Sau? Da, mai țin cu ea, mai mă duc la ea. Unde locuiești acum? Acum în sat, în Valea Mare de Codru. Acolo am crescut foarte bine, pentru că de acolo a început relația mea intimitual, fiind ce fac acum. De eram de mic copil să fiu și spion, și Dumnezeu să ierte pe mama, eram în camera mare, în living. Și era bireu de masă din aia și mă puteam în Andreea Esca. În știri. Mesajul meu este să fie așa, să nu le fie rușine, să fie puternice și ca oamenii să scrie, să învețe, să citească, să fie ceva bun în viață. Pentru tine, mulțumesc! Cu mult drag! Listening to Furika's story, please like and share this video to give underprivileged people a stronger voice. And if you want to support this project in any way, you can do it at movdeo.com. I hope to see you again next week.